Bună ziua, dragii mei, sunt Cezar Elisei, autorul cărții Jurnalul unei post terapeutic de 40 de zile cu apă și calea mea dietă creștină și alimentație naturală de la editura Meridiane Publishing. Astăzi aș vrea să discut un pic despre interesul oamenilor pentru nemâncare sau pentru lucrurile nevăzute. Pentru că și eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, cred că avem canale de YouTube pe care le urmărim și care sunt în legătură cu mâncare. Trebuie să fac o mărturisire aici. Eu am dat la Facultatea de Horticultură, mai ales pentru a învăța despre alimente. Nu numai decât despre cum să amestec respectivele alimente, ci mai mult despre de unde vin ele și cum anume se cultivă. Însă, una dintre pasiunile vieții mele este și alimentația în general și alimentele amestecărilor și crearea, iată, de produse alimentare de calitate în partea a doua. Așadar, avem cu toții canale YouTube preferate în care diverse persoane fac rețete. Și observ că aceste canale sunt foarte, foarte urmărite. Și mă întrebam, cum se face cu un canal din acesta este foarte urmărit, iar un canal despre post are relativ mai puțini urmăritori? Bine, eu personal sunt și la început, dar mai sunt și alte canale de YouTube care vorbesc despre chestiunile acestea mai mult spirituale. Și să vă spun meditația la care am ajuns eu la ceea ce m-am gândit. În primul rând, oamenii sunt foarte atrași de cele pe care le văd. Oamenii sunt materiali, iar lucrurile materiale sunt cele care se văd și sunt foarte evidente. Omului îi place evidența, ceea ce vede este ceea ce consideră el că are, ceea ce poate palpa, ceea ce poate distribui, ceea ce poate duce acasă la nevastă și la copii, ceea ce cu siguranță și-ar putea pune într-o sacoșă. În schimb, nimeni sau prea puțin se gândește la ceea ce are în suflet sau ceea ce are în minte. Prea puțin se gândesc la ceea ce este cu adevărat important și ceea ce este mântuitor. Prea puțin își amintesc despre discuțiile Sfinților Părinți despre cele faptele adevărate care nu pot fi duse cu valiza în rai. Știți că la un moment dat era o discuție despre un bogat care încerca cu câteva valize de avuții, de averi, de bani, să intre pe poarta raiului și îngerii și parcă Sfântul Petru era în poveste și i-a spus, lasă-le aici, acestea nu intră cu tine. Și atunci mare a fost dezamăgirea lui când a văzut că toate cele adunate pe pământ nu sunt potrivite cu lumea lui Dumnezeu. Și eu înțeleg că toți oamenii observă cele materiale și sunt atrași de ele. În schimb, mă întreb, oricând vor fi atrași de cele spirituale? Când vor începe oare să pună în desaga lor și lucruri spirituale care sunt spre mântuirea lor? Când vor începe să-și umple atenția și timpul lor și cu chestiunile care sunt duhovnicești? Cu rugăciunea, cu postul, cu lectura, cu muzica aceea de suflet ajutătoare, cu faptele cele bune, ziditoare, care se codifică în structura noastră internă și care nu lasă urme în plan fizic. Cât cumva suntem amețiți de parfumul acesta și de senzația aceasta prea lumească a tuturor lucrurilor materiale. Și atunci avem senzația că ținând aceste lucruri în mână, de fapt avem certitudinea păstrărilor, dar nu e adevărat. Le ținem în mână și apoi le lăsăm. Iar le ținem, iar le lăsăm. Efemeritatea lor ar trebui să ne vorbească despre faptul că nu le vom avea niciodată. Și amintirile, faptele bune,
gândurile cele bune, rugăciunile cele mult adunate, lectura și literatura pe care ne-o amintim și pe care o avem în suflet, sunt niște lucruri pe care le avem veșnic. Aici, în cele spirituale, unul și cu unul pot face doi. Dar în cele materiale, unul și cu unul pot face zero. Un ban astăzi cu un ban mâine și apoi pierdut sau dat sau furat face zero. Pe când o faptă bună astăzi și o faptă bună mâine pot face două fapte bune pe care le avem depuse undeva nevăzut. Nu înțeleg. Nu înțeleg cum oamenii nu pot să vadă aceste lucruri și nu pot începe să adune faptele bune, să adune rugăciunile, să adune zilele de post, să adune toate cele care se pot depozita cu adevărat în sufletul și în mintea lor. Oamenii sunt atât de atrași de aceste lucruri materiale încât și-ar face un depozit să le depoziteze până când va veni rugina și furii să le fure. Și știu asta. Urmăresc canalele acestea cu mâncare ca și cum le-ar ține de foame. Dar nu le ține de foame. Urmăresc canalele acestea ale vedetelor în care își arată fel de fel de lucruri, de posesiuni pe care le au și doar le încântă simțurile. Nu se întâmplă nimic. Și mă amuz. Și nu înțeleg. Mă gândesc ca pe viitor tabăra de post să se numească tabără de pocăință. Și în cadrul acestei tabere de pocăință, toți oamenii care vin aici să lasă în urmă toate grijile lumești și se întoarcă acasă în niște oameni schimbați. Cumva, la un moment dat, va trebui să facem acest pas spre o conștiință deschisă, luminată, înțeleaptă. La un moment dat, va trebui să ne schimbăm în mod definitiv. Va trebui la un moment dat să ne întoarcem la sfinți și la sfințenie și la lucrurile cele mântuitoare, pentru că vremurile se ascut, lupta se ascute și pierderea timpului nu va mai fi atât de facilă, pentru că nu va mai fi timp de pierdut. Oamenii aceștia vrăjiți de atâta materialitate cât este prezentată în mass media și în lumea de jur împrejur, consideră că acest timp va fi veșnic, așa, de pierdut, stând pe canapea în fața televizorului. Dar nu este adevărat. Pe măsură ce trece, lucrurile se ascut, se precipită, timpul nu mai are răbdare cu noi, vedeți și cu toate aceste obligații care sunt, mai ales în perioada de pandemie, ajung la un ritm care ne sufocă. Și la un moment dat va trebui să evadăm într-o lume în care să fim doar noi. Noi creștinii, noi oamenii care putem judeca cele mântuitoare, noi cei care putem face o schimbare în lume. Fie că va însemna să ne retragem undeva, fie că va însemna pur și simplu să părăsim marile orașe, fie că va însemna să ne așezăm sau să ne adunăm în comunități sau să ne strângem în jurul unor mănăstiri sau obiective culturale sau în jurul unor oameni aleși. Va trebui să facem mișcarea spre o viață mai duhovnicească, mai împlinită, o viață spre Dumnezeu, o viață pură, aleasă. O viață fără patimă și fără de păcat. Sau pe cât se poate fără patimă și fără de păcat. Va trebui la un moment dat să facem această alegere pentru că lumea de astăzi ne sufocă. Lumea de astăzi ne cere să ne supunem. Și spiritul nu poate fi supus. Inima nu poate fi supusă.
rațiunea omului care se cunoaște pe sine și îl cunoaște pe Dumnezeu nu poate fi supus. Dumnezeu este cel ce supune și Dumnezeu nu cere niciodată supunere cu forța. Supunerea către Domnul este în inimă și în smerenie. Ei, statul nu cere de la noi smerenie. Statul cere de la noi ascultare într-un chip care nu cred că suntem de acord să-l facem. Așadar, cred că ar fi vremea ca mai mulți oameni să se adune și să începem să judecăm cele bărbătești ale Duhului Sfânt. Să începem să ne strângem oameni lucizi și să facem, serate, întâlniri, să distribuim informații mântuitoare și să ne pregătim de niște vremuri mai tulburi. Este cazul ca să ieșim din zona aceasta de influență continuă a mass-mediei și să intrăm într-o zonă de conștiință mai adevărată, mai lucidă, mai pură și să începem să discutăm adevărurile lumii acesteia și cum putem face față asaltului noilor ideologii. Sunt surprins de cât de mulți oameni stau pur și simplu în fața televizorului. Să vă arăt un pic de afară. Cred că se aud și păsările. N-ai cum să ne iubești această zonă și această perspectivă nouă asupra vieții. În liniște și în bucuria de a fi aproape de Dumnezeu, la mănăstire, în tihnă, în libertate de conștiință, în adevăr, în bucurie, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Ieșiți puțin din influența televizorului și intrați un pic în influența Duhului Sfânt și a bisericii în general. Adunați-vă în grupuri mici. Discutați despre lucruri mântuitoare de suflet și apoi să ne pregătim pentru un viitor mediu, pentru probabil a face un salt de conștiință la nivel mai mare. Avem nevoie de acest lucru, oamenii au nevoie de acest lucru și Dumnezeu așteaptă de la noi acest lucru. Deocamdată vă salut! Și să ne auzim cu bine data viitoare.